Instanța Suprema Justiției din România, dar și parchetul general au reacționat după ce majoritatea parlamentară a modificat codul de procedură penală. În alta curte a sesizat Curtea Constituțională legat de aceste modificări legislative. Secțiile Unite ale înaltei curs de casație și justiție legal constituite prin hotărârea numărul 7 din 19 iunie 2018 au sesizat Curtea Constituțională asupra aspectelor de neconstituționalitate cuprinse în legea pentru modificarea și completarea legii numărul 135 din 2010 privind codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 304 din 2004 privind organizarea judiciară, a transmis instanța supremă. Judecătorii semnalează CCR că zeci de articole din acest proiect încalcă legea fundamentală și parchetul general a luat atitudine față de schimbarea legislației de procedură penală. Ministerul Public își exprimă îngrijorarea în legătură cu modul în care au fost adoptate o serie de modificări ale codului penal și codului de procedură penală, fără a fi luate în considerare observațiile și propunerile formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii și asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, fără a exista o consultare și o colaborare reală cu instituțiile judiciare investite cu aplicarea legislației penale, a comunicat și parchetul general. Parlamentul a adoptat în 18 iunie legea care modifică substanțial codul de procedură penală. Mii de clujeni au protestat în stradă ieri seară împotriva majorității PSD al de UDMR, care a votat noul act normativ.